corespunzător naturii atitudinii sale extravertite, acțiunile și declarațiile acestei personalități au efecte cu atât mai binefăcătoare și mai binevenite cu cât se exercită la o distanță mai mare în exterior. Aspectul său, cel mai pregnant pozitiv, se găsește la periferia sferei sale de acțiune. Cu cât pătrunzi mai adânc în domeniul său de autoritate, cu atât mai puternic se fac simțite consecințele nefaste ale pornirilor sale tiranice. La periferie mai pulsează încă o astfel de viață, o viață ce simte adevărul formulei drept o contribuție de preț printre altele. Pătrunzând însă mai adânc în domeniul de autoritate al formulei, orice viață necorespunzătoare ei piere. Cei care gustă din plin Urmările neplăcute ale formulei extravertitului sunt membrii proprii sale familii, ei fiind primii pe care îi fericește neîndurător formula. Dar cel mai mult are de pătimi de pe urma formulei sale însuși subiectul și iată că ajungem astfel la cealaltă față a psihologiei acestui tip. Dat fiind că nu există și nici nu va exista vreodată, o formulă intelectuală care să poată îngroba și exprima în mod adecvat toată bogăția vieții și a posibilităților sale, se ajunge la inhibarea, respectiv eliminarea multor forme de viață importante și multor preocupări esențiale vieții. La acest tip vor fi supuse refulării în primul rând acele formule de viață care țin de sentiment, oară preocupările estetice, gustul, simțul artistic, cultivarea prieteniei și așa mai departe. Formulele iraționale, precum experiențele religioase, pasiunile și altele asemenea, sunt de cele mai multe ori sugrumate încă în fașe, rămânând total inconștiente. Aceste forme de viață, extrem de importante uneori, duc o existență mereu amenințată, în mare parte inconștientă. Cu toate că există oameni de excepție care își pot jertfi întreaga viață unei formule anumite, cei mai mulți nu sunt în stare totuși să trăiască vreme îndelungată într-un asemenea exclusivism. Mai devreme sau mai târziu, în funcție de situația exterioară și structura interioară a fiecăruia, formele de viață refulate de atitudinea intelectuală, se fac simțite indirect, tulburând conduita conștientă. Dacă aceste tulburări depășesc un anumit nivel, se vorbește despre o nevroză. Totuși, în majoritatea cazurilor, nu se ajunge atât de departe, individul îngăduindu-și instinctiv anumite atenuări preventive ale formulei, deghizate firește, într-un veșmânt rațional adecvat se deschide astfel o supapă de siguranță. Ca urmare a faptului că sunt relativ sau total inconștiente, tendințele și funcțiile excluse de către atitudinea conștientă rămân într-o stare relativ nedezvoltată. Ele rămân în inferioritate față de funcția conștientă. În măsura în care sunt inconștiente, rămân contopite cu celelalte conținuturi ale inconștientului și capătă astfel un caracter de bizarerie. În măsura în care sunt conștiente, joacă un rol secundar, deși au o vădită însemnătate pentru tabloul psihologic general. În primul rând, sentimentele sunt afectate de inhibiția provenită din conștient, pentru că ele, contrazicând cel mai flagrant o formulă intelectuală rigidă, se cer cel mai puternic refolate. Nici o funcție psihică nu poate fi însă complet eliminată, ci doar în cel mai înalt grad denaturată. În măsura în care se lasă subordonate și în mod arbitrar modelate, sentimentele vor trebui să sprijine atitudinea conștientă intelectuală și să se adapteze intențiilor acesteia. Dar acest lucru nu este posibil decât până la un anumit punct. O parte din sentimente rămân recalcitrante și trebuie deci refulate. Dacă refularea reușește, ele dispar din conștient și desfășoară apoi, sub pragul conștienței, o activitate potrivnică intențiilor conștiente, activitate care ajunge uneori să aibă efecte a căror proveniență constituie o adevărată enigmă pentru individ. Așa, de pildă, un altruism conștient, adesea și din comun, este zădărnicit de un egoism secret, Ascuns chiar și individul însuși, egoism care pune pe pecetea interesului personal pe acțiuni de fapt dezinteresate. Intenții etice curate pot aduce individul în situații critice. Îl pot face să aibă mai mult decât aparență, că decisive pentru el ar fi cu totul alte motive decât cele etice. Există salvatori voluntari sau păzitori de moravuri care, la un moment dat, par să aibă ei înșiși nevoie să fie salvați sau se dovedesc a fi compromiși. Intenția lor de a-i salva pe alții îi determină adesea să folosească mijloace numai bune să provoace exact ceea ce era de evitat. Există idealiști extravertiți care țin atât de mult la realizarea idealului lor de salvare a omenirii încât nu se dau în lături să recurgă tocmai ei la minciună sau la alte mijloace necesite. Există în știință destule triste exemple de cercetători meritoși care, profund convinși de adevărul universal valabil al propriilor formule, au falsificat dovezi spre a le aduce în sprijinul idealului lor. Și asta potrivit formulei scopul scuză mijloacele. Numai o funcție sentiment de calitate inferioară care lucrează neștiută în inconștient, ducând în ispită, poate produce asemenea rătăciri la oameni de cea mai bună calitate în rest. Calitatea inferioară a sentimentelor se mai exteriorizează și în alt mod la acest tip. Atitudinea conștientă este potrivit formulei strict legate de obiect care predomină mai mult sau mai puțin impersonală, Adesea, în așa măsură încât interesul față de persoana umană are în mod serios de suferit. Dacă atitudinea conștientă este extremă, atunci orice considerație față de persoana umană dispare, chiar și cea față de propria persoană. Propria sănătate este neglijată, poziția socială ajunge în declin, Propiei familii îi sunt adesea violate cele mai vitale interese îi sunt aduse prejudicii morale, financiare și fizice, totul în numele idealului. Interesul pentru persoana altora lipsește în general, fiind exceptați doar cei ce sunt, din întâmplare, promotori ai aceleiași formule. De aceea nu ar are ori să dovedește că în timp ce o lume întreagă răsună de faima umanitarismului său, membrii familiei, proprii copii, bună oară, nu cunosc o asemenea tată decât sub aspectul unui cumplit tiran. Și nu în ciuda, ci tocmai datorită caracterului foarte impersonal al atitudinii conștiente, sentimentele sunt, inconștient, de o extremă susceptibilitate de ordin personal, generând anumite prejudecăți ascunse, în speță o anumită predispoziție spre a interpreta o poziție obiectivă față de formulă de pildă dreptorea voință personală sau spre a face mereu supoziții negative în ce privește calitățile altora pentru a le diminua preventiv forța argumentelor firește într-o menajare a propriei susceptibilități. Datorită susceptibilității inconștiente, tonul vocii devine foarte frecvent tăios, aspru, agresiv. Se fac auzite foarte des insinuări. Sentimentele au un caracter retroactiv și retrograd pe măsura calității inferioare a funcției. Există de aceea o pronunțată predispoziție pentru resentiment. Oricât de generos s-ar sacrifica individul pe sine spre a-și atinge scopul intelectual, sentimentele îi rămân totuși meschin suspicioase, sumbre, conservatoare. Tot ce e nou, tot ce nu e deja conținut în formulă, va fi privit printr-un văl des de ură inconștientă și judecat în consecință. S-a întâmplat pe la jumătatea veacului trecut ca un medic binecunoscut ca mare filantrop să-și amenințe asistentul cu concedierea pe motiv că acesta folosise un termometru. Ori formula suna așa. Febra se recunoaște după puls. Există, după cum se știe, o mulțime de cazuri de acest fel.